ne propunem rezolvarea următorului exercițiu de calcul. La punctul A avem paranteză dreaptă 3,6 împărțit la 1,2, totul la puterea 5 împărțit la 0,5, totul împărțit la 40 este egal cu. Ordinea efectuării operațiilor ne impune să efectuăm prima dată calculele din paranteză, deci avem de efectuat 3,6 împărțit la 1,2. Putem lua acest calcul eventual separat pe o ciornă, unde ne vom scrie 3,6 împărțit la 1,2. Cum efectuăm astfel de împărțiri? Vom crește și de împărțitul și împărțitorul de 10 ori. Deoarece, dacă creștem și de împărțitul și împărțitorul de 10 ori, rezultatul rămâne același. 36 avem atunci împărțit la 12. Ce am făcut? Am crescut pe 3,6 de 10 ori, se obține astfel 36, și pe 1,2 de asemenea de 10 ori. Obținem atunci o împărțire mai ușor de efectuat, 36 împărțit la 12 este egal cu 3. Astfel, revenim la calcul, avem paranteza rotundă, își pierde sensul, rezultatul aici este 3, deci paranteza dreaptă devine paranteză rotundă și avem 3 la 5, deoarece ceea ce am avut în paranteză este ridicat la puterea 5, împărțit la 0,5, totul împărțit la 40. Este egal în continuare cu. Putem efectua separat 3 la 5. 3 la 5 înseamnă 3 înmulțit cu el însuși de 5 ori. 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3. 3 ori 3 este 9. 9 ori 9 este 81, iar 81 ori 3 este 243. Sunt calcule care se pot efectua simplu pe o ciornă. Și ne rescriem exercițiul. Avem atunci 243 în loc de 3 la 5 împărțit la 0,5 împărțit apoi la 40. Este egal cu. 243 împărțit la 0,5, cum am făcut și în cazul împărțirii 3,6 la 1,2, putem crește de împărțitul și împărțitorul de 10 ori. Putem repeta acest procedeu până când împărțitorul nu mai este o fracție zecimală, sau să creștem direct de 100 sau de 1000 de ori. Rescriem atunci. Un număr de 10 ori mai mare decât 243 este 2430, de 10 ori mai mare decât 0,5 este 5. Avem atunci 2430 împărțit la 5, totul împărțit la 40. Este egal în continuare cu 2430 împărțit la 5, vom scrie separat pe ciornă. 5 în 2 nu intră, 5 în 24 intră de 4 ori, 4 ori 5 este 20, prin scădere ne rămâne 4, coborâm următoarea cifră, 5 în 43 intră de 8 ori, 8 ori 5 este 40, prin scădere ne rămâne 3 și coborâm ultima cifră, 5 în 30 intră de 6 ori, 6 ori 5 este 30. Am terminat atunci împărțirea. 2430 împărțit la 5 este 486 împărțit în continuare la 40. Un nou calcul pentru ciornă. Ne vom scrie 486 împărțit la 40. 40 în 4 nu intră, în 48 intră o dată. 1 ori 40 este 40. Prin scădere rămâne 8, coborăm următoarea cifră, 40 în 86 intră de 2 ori, 2 ori 40 este 80, prin scădere ne rămâne 6.
În acest moment coborâm următoarea cifră care este o zecimală, respectiv 0, și adăugăm virgula la rezultat. 40 în 60 intră odată, 1 ori 40 este 40, prin scădere ne rămâne 20 și mai adăugăm un 0. 40 în 200 intră de 5 ori, 5 ori 40 este egal cu 200 și am terminat împărțirea. Deci putem spune 486 împărțit la 40 este egal cu 12,15 și astfel încheiem primul calcul. Următorul calcul, punctul B, pentru acesta ne putem elibera și ciorna, unde urmează să facem alte calcule. Ne rescriem exercițiul, paranteză dreaptă, 14 împărțit la 70, închidem paranteza rotundă, împărțit la 16 minus 0,8 împărțit la 64, închidem paranteza dreaptă, totul la 10 este egal cu primul calcul pe care îl efectuăm, calculul din paranteza rotundă, 14 împărțit la 70, este un calcul pe care îl efectuăm pe ciornă. În 14 intră de 0 ori, 0 ori 70 este 0, prin scădere rămânem cu 14, coborâm următoarea cifră care este o zecimală de 0, adăugăm virgula, 70 în 140 intră de 2 ori, 2 ori 70 este 140, astfel, în loc de paranteza dreaptă vom avea 0,2. Putem deci rescrie exercițiul, paranteza dreaptă va deveni paranteză rotundă, 14 împărțit la 70 am văzut că este 0,2, în continuare avem împărțit la 16 minus 0,8 împărțit la 64, totul la puterea a 10. Este egal mai departe cu. Avem de calculat 0,2 împărțit la 16, un calcul pentru ciornă, unde ne scriem 0,2 împărțit la 16. Prima dată comparăm întregii între ei, 16 în 0 intră de 0 ori, 0 ori 16 este 0, prin scădere rămâne 0, putem chiar să scriem egal și mergem mai departe. Coborâm următoarea cifră care este o zecimală, deci vom adăuga la rezultat virgula. 16 în 2 intră de 0 ori, 0 ori 16 este 0, prin scădere rămâne 2 și coborâm următoarea cifră care va fi un 0. 16 în 20 intră odată, 1 ori 16 este 16, prin scădere rămâne 4 și cobor un 0. 16 în 40 intră de 2 ori, 2 ori 16 este 32, prin scădere rămâne 8, coborăm un 0, iar 16 în 80 intră de exact 5 ori, 5 ori 16 fiind egal cu 80. Astfel, rezultatul primei împărțiri este 0,0125. Putem efectua tot acum și cea de-a doua împărțire, 0,8 împărțit la 64. Eliberăm puțin spațiu pe ciornă și ne scriem împărțirea, 0,8 împărțit la 64 este egal cu 64 în 0 intră de 0 ori, 0 ori 64 este 0, prin scădere rămâne 0, coborâm următoarea cifră, aceasta este o cifră a zecimilor, 8, deci punem virgulă, 64 în 8 intră de 0 ori, 0 ori 64 este 0, prin scădere rămâne 8 și coborâm un 0. 64 în 80 intră o dată, 1 ori 64 este 64, prin scădere rămâne 16 și coborâm un 0.
64 în 16 intră de 2 ori, 2 ori 64 este 128, prin scădere va rămâne 32 și coborâm în 0, iar 64 în 320 intră de 5 ori. 5 ori 64 este exact 320. Astfel, 0,8 împărțit la 64 ne dă 0,0125. Ce am obținut atunci în paranteză? Avem 0,0125 minus 0,0125 la puterea a 10-a. Orice număr minus el însuși, după cum știm, este 0. Deci avem 0 la puterea a 10-a, 0 la orice putere este 0. Rezultatul celui de-al doilea calcul este deci 0.